așa am auzit, da? Okay. Ajutați-mă dacă am greșit. Da. La fum? Și ne lipsește o școală atunci sau acum? Ah, ok. Da, pentru poziția 1, 2 buletine atunci. Ok. La punctul numărul... Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova pentru anul școlar 2020-2021. Grupul PNL îl propune pe domnul Ciolar. Atunci să punem la vot cine este pentru domnul Ciolac să fie... Pentru... Ce-am spus mai departe? Pentru... Mulțumim! În unanimitate de voturi, domnul Ciolac a fost desemnat reprezentant al Consiliului Județean Prahova în CEAU de la Centrul Județean de Resurse și Asistență. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Prahova în Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru anul școlar 2020-2021. Vă rog. Mihai Neagru, partea grupului SRE. Mulțumim. Alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Pentru. Ține din potrivă, nu sunt. Domnul Neagru, felicitări. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Prahova în adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Prahova. Propune? Vă rog, domnule. Vicepreședinte? Din partea grupului USR Plus, o propune pe doamna Raluca Bercea, pentru Casa Națională. Mulțumesc. Alte propuneri, fie pentru Casa Națională, fie pentru... Cu partea Pro-România pentru Casa de Asigurări de Sănătate a județului Prahova, pe doamna Mădălina Lupea. Mulțumesc. Alte propuneri? Nu sunt. Mulțumesc. Să pun la vot cele două propuneri. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Votul împotriva, abțineri, nu sunt. 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Prahova în AGA la Ploiești Industrial Park S.A. Propune. Vă rog, domnul Mengu. Din partea Consiliului Județean de Resurse, propun pe Felix Tudor. Din partea grupului PNL, propun pe domnul Tudor Andrei. Alte propuneri? Nu sunt, mulțumesc. Cine este pentru ca domnul Mengu și domnul Tudoran să fie? Vă scuze, domnul Buleată. Pentru. Da? Pentru. Împotriva, abțineri, nu sunt. Trecem la 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în AGA la Plopeni Industrial Park. Propune domnul Neagu. Pune. Din
propuneri, se pun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Pentru. Pentru. Abținere împotrivă nu sunt. Trecem la proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților NAGA la Braz Industrial Park. Vă rog. Machițu, alte propuneri? Pe ce trebuie la din partea grupului venele pe domnul președinte. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Pentru. Împotrivă, abținut nu sunt. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanțului județului Prahova, AGA la Compania de Servicii Publice și Energie Regenerabile Prahova S.A. Vă rog, domnul Bogdan. Mulțumesc. Din partea grupului PNL, pe domnul Răzvan. Pe domnul Răzvan Constantin. Mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Mulțumesc. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Prahova în AGA la Veolia Energie Prahova. Se vede. În partea grupului PNL, îl propunea pe domnul Mănică Iezun. Vă rog, domnul Ionescu. În partea grupului nostru, îl propunem pe domnul consilier Alderen. Mulțumesc, da. Pe care aici chiar trebuie să facem vot. Da. Stafă, ați auzit? Da. Bun, avem 3 de 3 ori de fapt până acum. Alte propuneri mai sunt? Bun, în regulă. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CJ Prahova în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Activ Prahova Ploiești. Vă rog, doamna Lupe. Viorel Dosar. Domnul Neagă. Toate grupurile se recurs cu propunerea de Cătălin Ignat. Cătălin? Ignat. Vă rog, doamna. Din partea grupului nostru, domnul Orale Danele. Mai sunt? Cum se pun la vot atunci proiectul de propunerile? Pentru. Pentru. Abținere împotrivă nu. 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni nou validați în componența unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Prahova. Domnul Măruntu Nicolae, în locul domnului Pițigoi, în componența Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului. La articolul 2. Doamna Godeanu Mihaela Magdalena, în locul domnului Apostol Constantin Cristian, în componența Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului. La articolul 3. Domnul Chelan Gabriel Bogdan, în locul domnului Teju Sorin, în componența Comisiei pentru Servicii Publice, Comerț, Turism și Agrement. Cine este pentru? Toată lumea, vă mulțumesc. Pentru. La punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale hotărârii Consiliului Județean Prahova privind asocierea județului Prahova cu localități din județ
precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2020 în vederea realizării unor obiective de interes public. Observații, aviz comisiile 1 și 6. Nu sunt, supun la vot. Cine pentru? Pentru. Mulțumesc. Pentru. Abținere împotrivă, nu sunt. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Prahova 137 din 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielor legate de creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționarea de echipamente și servicii de conectare și acces internet. Vă rog, doamna Vasile, să spuneți. Președinte, aici voi corona amendamentul pe care îl explică doamna director Vasile. Au fost discuții și în comisii, dar trebuie să se termine. Exact cum se va explica la platforma amendamentului. Deci, le-a apărut o eroare în prima hotărâre, eroare din material, dar în vedere că ne-am văzut cu adăcare, apărând școala învățător Radu Ion din Bancul Cărului de două ori înscrisă la acea listă. Astfel, observând acest lucru, la momentul depunerii proiectului, s-a înlocuit poziția 5-a de la pagina 10 a contului de parteneriat, în care era prevăzută a doua oară, doamnă, spune școala învățător Radu, cu școala din comuna Mătură. În concluzie, poziția 5 de la pagina 10, școala gimnazială Radu Ion Vadul Părului Albești, paleologul, se modifică în școala gimnazială comuna Mătură. Exact. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vasile. Observații? Cine este pentru? Pentru. Pentru. Vă mulțumesc și 20 cu amendamentul inclus. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Abținere împotrivă nu sunt. Proiect de hotărâre la punctul 20 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean 138 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2. Vă rog, doamna Vasile. A fost introduse din proeroare de scriere un liceul militar din Breaza, care a fost înlocuit pe acum în față cu liceul de maghiară din Ploiești, care liceu Academie Militară nu putea să înțeleg să nu facă lucrurile. În regulă, observații? Cum să mulțumesc? Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc frumos. Împotriva abțineri nu sunt. Cum stafă? Sunteți pregătiți? Măcar la prime. Primul era... Facem și o comisie de numărare a voturilor. Haideți să facem din trei persoane de discuție. Grupul Pro-România, cine candidează de la Pro-România și de la USR, nu? Grupul Pro-România o propunere, grupul ăsta e o propunere. PNP, scuz. Faceți voi o propunere, ca să fiți
funcționarilor și comisia juridică pe numărul de. Da? Păi, atunci ținem de aici acolo numărul comisia juridică. Bine. Comisia juridică, pregătiți-vă de numărul. Atunci merge domnul și oprim votul la asta. Da, cum cine era la la penele propus? Domnul Chelan nu este de acord să se retragă și atunci pot să supun la vot proiectul de hotărâre. Cred că era numărul 7, da? Exact. Cine este pentru? Pentru. Motiv, abține, nu sunt. Pentru reprezentanții la școlile speciale. Erau doi. Nu. A renunțat la propunere Pro-România pentru școala 1 Clopeni și a optat pentru școala 1 Ploiești și a optat pentru școala Clopeni. Și atunci suntem unul cu unul și s-a supus la vot tot proiectul cu propunerile făcute inițial. Stați. Mai avem un vot, de două voturi de făcut, nu? De primă v-am... Bun, mai ales cu comisia de butoane. Thank you.
Doamna secretar, vă rog să explicați buletinul de vot. S-au elaborat buletinele de vot pentru desemnarea membrilor titulari în comisia, în componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova. Sunt înscriși și sunt înscrise 4 propuneri pentru cele 3 locuri de membru titular. Opțiunea se exprimă pentru 3 locuri. Da? Deci sunt 3 locuri de membru titular. Sunt 4 propuneri și 3 membri. 4 propuneri. Votați 3. Statul e pregătit. Comisia de numărare e pregătită. Aveți buletinele de vot. X sunt 3 căsuțe din parc. Ardeleanu Vasile.
doamna Bercea. Răzvan, vină puțin. Doamna Dosaru. Domnul Dosaru.